Credincioșii din localitatea Ieșană-Vama au trăit astăzi momente de bucurie duhovnicească. Biserica Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla a îmbrăcat haina cea luminoasă a Sfințirii. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie la altarul de vară al parohiei și a explicat în cuvântul de învățătură cum putem lupta împotriva diavolului. E bine, e necesar să ne ferim pe noi înșine de fapte rele. Dacă le-am săvârșit prin pocăință, să-i cerem lui Dumnezeu iertare, pentru că există acest mare pericol, ca puterea întunericului să se așeze în viața noastră. Închei cuvântul apelând tot la întâia epistola Sfântului Evanghelist Ioan, care spune: Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întru El. Să umblăm într-o lumină ca să fim împreună cu Dumnezeu care este lumină. Și pentru a ne încuraja, Sfântul Evanghelist Ioan spune: Întunericul începe să dispară, adăugăm noi în viața celui credincios cu fapte bune. Întunericul începe să dispară și lumina cea adevărată răsare puțin câte puțin în viața lumii. Ierarhul a hirotonit un diacon pe seama parohiei Bahlui, protopopiatul Hârlău. La final, pentru osteneala depusă la zidirea noii biserici, părintele Viorel Ciutănău a primit rangul de iconom, iar părintelui Vasile Matcovici i-a fost oferită crucea Sfântului Ierarh Dosoftei. Aceeași distinție pentru mirene au primit două familii, iar celorlalți binefăcători ierarhul le-a acordat distinții de vrednicie. Lucrările de construcție a lăcașului de cult au început în anul 2014, când a fost sfințită și piatra de temelie.